cere soțului tău, dacă ai ști că răspunsul lui o să fie da. Da, să plecăm în vacanță acum. Un răspuns foarte practic. Unde ai vrea să pleci în vacanță? Oriunde, să dorm. Să-i cer? După 30 de ani ce să-i mai cer? Să vorbească mai puțin, poate, uite. Nu, că nu vorbește mult. Ăștia le-am cerut între timp. Acum nu prea mai am ce să-i cer. Așa că răspunsul este cam da, dar n-am ce să-i cer. Măi, dacă relația e de mult timp, vrei să te căsătorești cu mine, știi ce? A, ce frumos! Adică dacă știi că ai o singură ocazie să fie răspunsul da, tu profiți de ea? Eu am răspuns foarte frumos. De obicei oamenii spun că ar vrea să fie duși în vacanță, să li se cumpere ceva. E, nu, obținem noi dacă, adică muncim ca să putem să ajungem acolo. Să-mi asigure fericirea. Mă gândeam că spui ceva de o vacanță, de o gentuță, de o plimbărică. Păi la asta cu fericirea intră și vacanța și gentuța și plimbărica și o situație financiară bună și masaj și tot ce m-ar face fericită. Să-i cer ceva? Ceva material, spiritual? Nu, da, spiritual, să-i cer să fie lângă mine și în momentele mai puțin bune sau, nu știu, în cazul în care am o problemă de sănătate, să fie lângă mine, că trece altfel când ai în jurul tău oameni dragi. Sunt o soție de bun simț, așa zic, dar, da, cam, nu știu, un Patek Philippe diamante. Mamă, e greu asta. Da, noi, să-mi facă ciorbă, hai să o dăm așa, să-mi gătească dacă tot o luăm. Și după să trecem și la acțiune. Cântărește mult pentru tine dacă o femeie este gospodină? Nu cântărește deloc, pentru că eu habar n-am să aprind gazul, n-am avut gaze acasă un an, că nu știam să-l aprind, așa că nu-l folosesc, putem să mâncăm în oraș, mai ales că timpul meu nu-mi permite să stau să gătesc. Cum ți-ai trecut în telefon persoana iubită? Soțul. Scurt și la obiect. Scurt și la obiect, da. De regulă cu numele lor. Eu sunt mai, nu neapărat ciudat, dar eu trec pe nume. Ultima dată când pot să zic că am trecut pe cineva ca iubit, am trecut-o love. Așa aveam trecută. Nu cu babe, dar nu-mi plac mie. Soțul. Soțul și-o inimioară. Și când mă supără, îl pun rare și cu joc.